start sărbătorilor de iarnă la Druchia. Festivalul Lerui Ler cu flori de măr tradițional s-a desfășurat cu multă voie bună, colectivele folclorice venind cu buchete de melodii alese, colinde, cu prilejul perioadei magice, serbarea sărbătorii nașterii Domnului pe stil nou, sosirii anului nou. Gerul de afară nu i-a speriat pe spectatorii care au venit să-și pătrundă sufletele cu atmosfera feerică. Evenimentul a devenit o tradiție care deja s-a înrădăcinit în localitate. Raionul Drochia îmbracă straie de sărbătoare, în ajun de Crăciun, de sărbătorile de iarnă și Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului Raional Drochia a dat start sărbătorilor de iarnă în parteneriat cu Primăria orașului Drochia. Și astăzi ne aflăm la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Obiceiurilor și Tradițiilor de Iarnă Lerul Ler cu Flori de Măr, unde vom audia colinde, urături, toate obiceiurile de fapt care sunt în raionul Drochia, obiceiuri autentice culese de la bătrânii satelor din raion. Și astăzi așteptăm cete de colindători din tot raionul, colective cu titlu onorific model, să ne colinde, să ne ureze de voie bună și, bineînțeles, pentru toți drochieni din raionul Drochia, le urăm un an nou fericit, sărbători fericite, luminate alături de cei dragi, familiile să vă fie sănătoase și fie ca anul 2022 să fie un an mai bun, un an plin de belșug, un an în care să predomine pacea și înțelegerea și la mulți ani, dragi drochieni! Iar pentru ca drochienii să simtă și mai aproape feria sărbătorilor de iarnă în orașul Drochia, au fost decorate și amenajate mai multe locuri, printre care și havuzul din Parcul Central. O tradiție frumoasă care a ajuns și la o ediție frumoasă, ne bucurăm că are continuitate pentru că cel mai de preț ce are un popor sunt tradițiile, valorile, este patrimoniul ceea ce definește un popor, la fel este și în cazul nostru, iar noi vom face tot posibilul ca să transmitem, să păstrăm și să promovăm tradițiile noastre, obiceiurile, pentru că avem obiceiuri și tradiții mai cu seamă de iarnă foarte frumoase. Și în parcul din orașul Drochia avem și un brăduț așa handmade amenajat pe havuzul din parc și amenajat de sărbătoare și aleea centrală din parc, pentru ca în oraș încet încet, cu în măsura posibilităților financiare, să decorăm mai multe regiunea ale orașului, să avem mai multe locuri unde să se simtă pe deplin spiritul sărbătorilor de iarnă. Tradițiile și obiceiurile strămoșești dăinuie sunt păstrate cu sfințenie, aduc pace, liniște în sufletele moldovenilor, dar și o speranță într-un viitor luminos. Asistăm la un frumos eveniment, deoarece suntem în preajma sărbătorilor de iarnă și anume la Festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă, unde sunt participanți colectivele artistice ale raionului Drochia. Scopul evenimentului este de a promova tradițiile și obiceiurile de iarnă pe care le-am păstrat și care
suntem obligați să le promovăm generațiilor în creștere. Le dorim la toți succes și, desigur, pentru toți locuitorii raionului Drochia și participanților la acest eveniment, un sincer la mulți ani și sărbători fericite! Festivalul tradițiilor și obiceiurilor a sărbătorilor de iarnă Lerui Ler cu flori de măr și-a luat startul din anul 2005. În fiecare an, acest eveniment este marcat devenind o tradiție frumoasă a orașului și chiar a întregului raion Drochia.